problema la care nu pot să-ți răspund. Deci în momentul de față nu știu ce voi face. Deci ca să fiu franc, sunt un băiat care niciodată nu m-am ascuns. Nu știu ce voi face. Am două oferte, e adevărat, în momentul de față, dar pentru mine prioritatea are bistița. Din țară? Nu intru la mănunte. Nu intru la mănunte. Poftim? Echipe mari? Nu intru la mănunte. Vorbesc cu diferiți oameni de fotbal. Mi s-a propus ceva, nu vreau să plec de la Bistrița. Primul lucru ce mi-aș dori e să rămân la Bistrița, dar am contract până în vară. Deocamdată cu mine n-a vorbit nimeni, nu știu ce se va întâmpla. Probabil se așteaptă să scăpăm de la retrogradare și așa e normal, nici eu nu mă grăbesc. Întâi să ne vedem cu saci în căruță, să scăpăm de la retrogradare și după aia discutăm, n-am nicio problemă. La mine, vorba cu neajan, ține loc de ștampilă, nici n-am nevoie de el. E un om extraordinar. Când am vorbit ceva cu el, mi-aduc aminte în Turcia, mi-a spus salariul în bazin, eram în piscină amândoi. Nici n-am, i-am zis, așa nici n-am apucat să-i zic, a zis să-ți dau o atât. Bine, vrede, așa, am strâns mâna cu el, cu o mână notam și cu o mână dădeam mâna. I-am zis, bravo,